În august 1874, Andrew s-a făcut cerere pentru pașaport. El se pregătea pentru o călătorie peste ocean împreună cu cei doi copii ai săi. Pe 15 septembrie, în același an, ei au călătorit cu vaporul spre Anglia și apoi spre Elveția, fiind primii misionari oficiali ai Bisericii Adventiste pe alt continent. Un mic grup de păzitori ai sabatului, mulți dintre ei fiind ceasornicari, solicitaseră conferinței generale să trimită un misionar pentru a-i sprijini în lucrare. Se deschisese fereastra pentru lucrarea misionară peste ocean și, în curând, sute de misionari adventiști aveau să meargă pe tot globul, ducând solia speranței. Universitatea Andrews îi poartă numele lui Andrews și suntem profund dedicați educării tinerilor pentru misiune și servire. Astăzi, la peste 150 de ani, suntem încântați pentru că unul dintre studenții noștri în domeniul misionar va urma curând pașii lui Andrews. El și soția sa, împreună cu cei doi copii ai lor, au auzit chemarea misionară. Astăzi, Elveția este din nou un câmp misionar. De fapt, majoritatea Europei, cândva un bastion al creștinismului, este considerată a fi post-creștină, unde tinerii abandonează credința înaintașilor. Încă o dată, Biserica Adventistă cheamă o familie să lucreze în Elveția. Deși în prezent ei lucrează ca plantatori de biserici în Spania, familia Contero a avut de curând ocazia să fie în America și au privit spre Europa așa cum a făcut și familia Andrews. Mă simt inspirat să merg pe urmele unei persoane ca Andrews. Ne-am rugat mult pentru familia noastră. Suntem pasionați de misiune. Mergem în altă țară, cu o altă limbă și vă solicităm să vă rugați pentru noi, deoarece este o mutare dificilă. Știm cu siguranță că Dumnezeu va fi cu noi, dar avem nevoie de rugăciunile voastre pentru a găsi căile pe care El le pregătește pentru noi în Elveția. Biserica Adventistă își concentrează resursele misionare asupra provocărilor cu care se confruntă în fereastra 1040, marile orașe și lumea seculară și post-creștină. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să meargă înaintea acestei familii misionare, iar noi să ne rededicăm abordării oamenilor.